Vă salut, oameni buni! Asta este ultimul mesaj. Ultimul mesaj gras. Am pus pe mine ca să am ce să dau jos aici, pentru că am de gând să câștig sezonul ăsta. Dumnezeu mi-a rupt piciorul ca acum să câștig acest sezon. Îmi doresc din suflet să câștig acest sezon. M-am tuns periuță ca să câștig acest sezon. Fac tot ce pot ca să câștig acest sezon. Pregătiți-vă să fiți dezamăgiți, pregătiți-vă să vă fac mândri. Cei oameni care mă susțineți de când am intrat eu la Puterea Dragostei, vă mulțumesc din suflet pentru fiecare vot. Rămân dator cu o bere la fiecare. Să-mi spuneți când mă întâlniți la cântări, mi-ești dator cu o bere pentru că te-am votat. Vă mulțumesc din suflet pentru puterea asta pe care mi-o dați, adică în sensul în care când cineva vrea să mă dea afară, nu poate de voi. Sper să fie și de data asta la fel. Îmi doresc din suflet pentru că eu strategii nu am de gând să fac. Adică mai bine ies afară decât să fiu altfel trădător sau nu pot să fiu altfel. Mai bine plec acasă și nu-mi doresc să plec acasă. Vreau să câștig acest sezon, îmi doresc din suflet. Asta e ultimul mesaj. Sper să postez istoria mea asta pe TikTok, pentru că eu nici măcar nu am acces la contul meu de TikTok. Acum Cameluța o să se ocupe de contul meu de TikTok, de Instagram. Cameluța o să se ocupe de lansarea melodiilor pe care vor urma cât timp eu voi fi aici, pe care le-am pregătit pentru voi. Vă iubesc, am emoții foarte mari, în două ore o să-mi ia telefonul, mă simt, am emoții foarte mari, sunt doar un om care lumea are așteptări de la el. Eu îmi dau toată silința, și sper să fiu și să vin acasă cea mai bună versiune a mea și campion. Mai multe ce să spun? Nu mă judecați dacă fac niște lucruri rele, pentru că o să le fac, pentru că nu sunt perfect, singur fără defect este Iisus Hristos care a pășit pe pământul ăsta. Eu pășesc pe pământ și sunt cel mai păcătos, unul dintre cei mai păcătoși oameni, zic eu. Vă mulțumesc că mă iubiți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am emoții mari. Nu știu dacă oamenii care ar fi fost ca mine sau să fie în locul meu ar fi venit aici, pentru că nu pot să zic că am lipsuri. N-am lipsuri ca să vin aici, doar că experiența de aici este una unică în viață. Și vreau să o fac, să devin mai bun, să fiu mai tare, să fiu un om extraordinar până ajung la bătrânețe, să ajung la cea mai înalt nivel de înțelepciune și de bunătate. Așa că am nevoie de susținerea voastră în tot ceea ce fac până la bătrânețea mea. Vă iubesc din suflet, oameni buni, și adorești, mamă, ce emoții am să moară, ce plan. Vă iubesc din suflet, ne vedem peste 4 luni. O să fiu slab, mi-am făcut depozit aici. O să fiu slab. Votați-mă. Am nevoie să mă votați. Am emoții foarte mari. Vă iubesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Și pe noi toți. Intru la Survivor. Pa!